concluzie, a trecut ceva vreme de când a fost anunțată închiderea programului Space Shuttle din cauza uzurii morale, dar și fizice, a aparatelor spațiale. Lipsa acestuia se simte foarte acut, astfel că NASA a încredințat crearea urgentă a unui nou aparat reutilizabil celor mai mari producători de tehnică aviatică. Dacă sunteți curioși să aflați despre ce este vorba, rămâneți cu noi. Sunt Eugen Frimu și dau startul unei noi ediții a emisiunii Publica Online, care aduce cele mai proaspete știri din domeniul științelor moderne și a tehnologiilor informaționale. Defense Advanced Research Project Agency și Boeing lucrează de mult timp la un avion spațial hipersonic. BMW a prezentat o motocicletă electrică, iar în Chile a început oficial construcția celui mai mare telescop optic din lume. Rubrica Jocuri ne aduce următoarele noutăți. Ubisoft a lansat primul trailer pentru Far Cry 5. Codemasters a dezvăluit secvențe de gameplay din modul de joc World Rallycross din Dirt 4. Iar Bandai Namco a anunțat că Tekken 7 va fi lansat curând pe toate platformele. Gadgetul zilei este cea mai mică și mai ieftină dronă DJI, numai bună pentru selfie. La categoria aplicații venim cu o aplicație simplă de colorat pozele alb-negru, un program care îți permite să asculți radio online și o aplicație care poate contoriza traficul de date consumat de smartphone-ul tău. DARPA și Boeing lucrează de mult timp la un avion spațial hipersonic reutilizabil, care va funcționa similar cu o dronă și va lansa sateliți pe orbită. BMW a prezentat o motocicletă electrică dotată cu cele mai noi tehnologii, cu un grad sporit de confort și stabilitate pe șosea. A început oficial construcția celui mai mare telescop optic din lume, care va capta foarte multă lumină, având o apertură de 40 de metri. Lansarea sateliților pe orbita Pământului este o activitate foarte importantă. Până de curând însă, operațiunea dura foarte mult și nu prea au existat aeronave care să facă o treabă bună în spațiu, după care să revină pe Terra pentru a fi relansate ulterior cu o sarcină similară. Astfel zis, lansarea sateliților a fost și continuă să fie o activitate extraordinar de scumpă, costurile fiind uneori chiar mai mari decât valoarea satelitului. Alternativa ar putea veni în curând de la Defense Advanced Research Projects Agency și Boeing. Cele două companii lucrează de mult timp la o navă spațială cu un grad sporit de eficiență. Dacă proiectul va fi unul încununat de succes, sateliții ar putea fi plasați pe orbită la costuri mai mici pentru toate părțile implicate. Inițial, doar numele celor de la Defense Advanced Research Project Agency a fost asociat proiectului, dar se pare că tocmai a fost încheiat un contract cu Boeing în vederea materializării acestui vis. Rezultatul final ar trebui să fie un avion spațial hipersonic de ultimă generație. Proiectul poartă numele XS-1 și pleacă de la un design preliminar înaintat de Boeing autorităților americane în urmă cu câțiva ani. Boeing XS-1 va fi un avion hipersonic reutilizabil, ce nu va avea nevoie de pilot și va funcționa similar cu o dronă. Înainte să fie folosită în misiuni până în 2020, aeronava va fi implicată într-un set de 10 lansări efectuate în zile succesive. XS-1 nu va fi un avion tradițional și nici o rachetă convențională de lansare, ci o combinație între cele două. Dacă lucrurile merg cum și-au propus cei de la DARPA, costurile activității de lansare a sateliților ar trebui să fie de 10 ori mai mici pe termen lung. În cadrul unei conferințe desfășurate recent la Concorso d'Eleganța Villa d'Este 2017, cei de la BMW au făcut mai multe anunțuri interesante. În același context în care au detaliat viitorul seria 8, nemții au ieșit la rampă cu o motocicletă având zero emisii de carbon. Aceasta este construită în jurul unui motor electric și este dotată cu cele mai noi tehnologii. Intitulată BMW Motorrad de Concept Link, creația combină liniile futuriste de design cu un nivel sporit de confort și elemente avansate de conectică. Partea de propulsie este asigurată de un motor electric de putere mare. Bateriile sunt ascunse sub șa și în partea din spate a cadrului. Acest principiu de design a facilitat obținerea unei motociclete futuriste cu un grad sporit de confort și stabilitate pe șosea. Accelerarea rapidă și manevrabilitatea sunt alte caracteristici definitorii. Fiind o motocicletă electrică conectată în permanență la internet și smartphone, aceasta se ancorează în calendarul proprietarului pentru a crea trasee în avans. În funcție de necesitate, calculează
automat traseele GPS cele mai rapide sau cele mai atrăgătoare din perspectiva peisajului. Bordul este dominată de un ecran de dimensiuni generoase pe care vezi în permanență detalii despre traseu, viteză și energia rămasă. Unele informații utile vor fi proiectate pe scutul antivânt pentru a intra în câmpul vizual al șoferului. După ani de planificare, a început oficial construcția celui mai mare telescop optic din lume, denumit sugestiv Extremely Large Telescope. În acest moment are loc construcția structurii principale și a cupolei observatorului din Chile, urmând ca acesta să fie pus în funcțiune până în anul 2024, când își va începe serviciul. Cu o apertură de 40 de metri, telescopul promite să fie cel mai mare instrument optic din lume, chiar dacă îl comparăm cu alte viitoare proiecte precum 30 Meter Telescope. Dimensiunile gigantice îi vor permite să capteze mult mai multă lumină, oferindu-le astronomilor șansa să observe galaxii îndepărtate, să identifice planete mici și să surprindă mai multe detalii ale planetelor mari. Extremely Large Telescope va ajunge la aceste capacități impresionante abia în 2024, când va intra în cea de-a doua etapă de construcție. S-ar putea să mai dureze câțiva ani după această dată, până când telescopul va satisface toate cerințele. Cu toate acestea, debutul construcției are câteva aspecte pozitive și marchează legătura adăpostului său cu rețeaua electrică din Chile. Această conexiune promite să aibă o contribuție semnificativă în ceea ce privește siguranța, costurile mai reduse și impactul scăzut asupra mediului. Ubisoft a publicat trailerul pentru Far Cry 5, lansarea noului titlu fiind programată pentru 27 februarie 2018, iar jocul fiind disponibil pe PC, Xbox One și PlayStation 4. Codemasters a lansat un nou trailer pentru Dirt 4, dezvăluind secvențe de gameplay din modul de joc World Rallycross. Bandai Namco Entertainment Europe a anunțat că Tekken 7 va fi lansat pe toate platformele pentru prima dată în istoria francizei. DJI Spark este cea mai mică și mai ieftină dronă DJI, ușor de folosit și distractiv de pilotat, ce suportă controlul prin gesturi elementare. După mai multe zile de teasing, Ubisoft a lansat trailerul pentru următorul joc, care face parte din una dintre cele mai bănoase și mai productive francize ale dezvoltatorului francez de jocuri video pentru PC și console. Data lansării a fost fixată la 27 februarie 2018, iar jocul va fi disponibil pe PC, Xbox One și PlayStation 4. Printre altele a fost confirmată zona în care se va petrece acțiunea din joc, iar aici avem parte de prima surpriză. Far Cry 5 va fi situat într-un oraș ficțional din Montana, Statele Unite, care se va numi Hope County. Gamerii își vor putea crea personajul cu care vor juca pornind de la zero, acesta fiind un ajutor de șerif proaspăt mutat în oraș. Antagoniștii acestui titlu vor fi cei din cultul religios Eden's Gate, iar printre ajutoare se numără un preot de culoare, o barmaniță cu o pasiune ascunsă pentru cocktailuri explozive și un pilot care vrea să asigure familiei sale un viitor mai bun. În ceea ce privește gameplay-ul, noutățile sunt și ele variate, multe lucruri noi făcându-și apariția în această categorie. Până acum suntem siguri că avem de-a face cu primul Far Cry ancorat în America, ce va fi jucabil inclusiv pe platformele PS4 Pro și Xbox Pro. Scorpio. O altă noutate este faptul că vei putea zbura cu avioane și efectua bombardamente asupra unor puncte strategice. Animalele vor juca și ele un rol important în această parte a francizei, iar asta înseamnă că vei putea angaja câini care să atace inamicii sau să-ți aducă arme. Mai multe detalii despre Far Cry 5 vom afla în curând odată cu evenimentul anual Ubisoft, care va avea loc pe 12 iunie 2017. Codemasters a lansat un nou trailer pentru DIRT4, dezvăluind secvențe de gameplay din modul de joc World Rallycross, pentru care deține și o licență oficială din partea FIA. Conform producătorilor, scopul lui DIRT4 este de a combina realismul și autenticitatea din precedentul joc DIRT Rally cu accesibilitatea și doza de excentricitate din DIRT2 și DIRT3.
Astfel, pe de o parte, DIRT4 va include competiții tradiționale de raliu în locații din Australia, Spania, Michigan, Suedia și Țara Galilor, jocul lăudindu-se cu licența oficială FIA World Rallycross Championship. Pe de altă parte, modurile de joc precum Land Rush, Joyride sau DIRT Academy ne vor aduce aminte de nebunia din DIRT 2 și 3. DIRT 4 va pune la dispoziția jucătorilor peste 50 de modele de mașini off-road, dintre care nu vor lipsi Ford Fiesta R5, Mitsubishi Lancer Evolution 6, Subaru WRX STI NR4 sau Audi Sport 4 S1 E2. Setările tuturor modelelor vor putea fi reglate în detaliu, mașinile urmând să poată suferi pagube pe parcursul întrecerilor. Bineînțeles, nu va lipsi modul carieră, dar nici modul multiplayer competitiv. DIRT 4 va fi lansat în Europa pe 9 iunie 2017 în versiuni pentru PlayStation 4, Xbox One și PC. Bandai Namco Entertainment Europe a anunțat la E3 2016 că pentru prima dată în istoria francizei Tekken 7 va fi lansat pe lângă PlayStation 4 și Xbox One, dar și pe PC. Cu mai mult de 45 de milioane de jocuri vândute în întreaga lume și o comunitate uriașă de fani, Tekken rămâne una dintre cele mai populare serii de jocuri de lupte, anul acesta sărbătorind 20 de ani de existență. Tekken 7 va include peste 30 de personaje, printre acestea regăsindu-se și un invitat special, acum din seria Street Fighter. Demonul, cunoscut pentru tehnica sa, care incorporează mișcări Shoto, pare să aibă legături misterioase cu Katsumi, soția lui Heihachi. Prin rezolvarea acestui mister, jucătorii vor afla adevărata poveste a familiei Mishima. Bandai Namco Studios promite un story mode memorabil ce va combina scenele de lupte cu secvențe cinematice spectaculoase. Jocul va putea fi descărcat atât pe console Xbox One, cât și de pe console Xbox 360. Tekken Tag Tournament 2 este un joc pentru Xbox 360, dar poate fi jucat și pe Xbox One prin funcția Backwards Compatibility. Produsele DJI au devenit sinonimul dronelor de top ce reușesc să te impresioneze printr-o performanță video incredibilă. Până de curând însă, tehnologiile avansate și abilitățile de captură erau destinate doar videografilor cu buzunare adânci. Cu noua dronă lansată în urmă cu câteva zile, producătorul chinez intră pe un segment mainstream dedicat mai degrabă amatorilor de experimente decât videografilor profesioniști. DJI Spark este cea mai mică și mai ieftină dronă a celui mai mare producător de drone din lume. Noua creație este descrisă ca fiind ușor de folosit și distractiv de pilotat. Mai mult decât atât, aceasta este prima dronă a companiei ce suportă controlul prin gesturi. Asta înseamnă că îți poți lăsa controllerul acasă atunci când vrei doar să imortalizezi câteva selfie-uri de la înălțime. Modul gesturi se activează implicit în momentul când lansezi drona din mână. Prin palm control, câteva gesturi simple sunt suficiente pentru a direcționa drona într-o direcție sau alta. DJI Spark suportă și realizarea unei capturi video pe un traseu predeterminat, având abilitatea de a urmări un obiectiv. Acest mod de lucru este intitulat Quick Shot Intelligent Fly Mode. Noua dronă prinde o viteză maximă de 50 de km la oră, are un senzor CMOS de 1x2,3 inch și poate realiza selfie-uri cu o rezoluție maximă de 12 megapixeli sau clipuri video Full HD 1080 de pixeli. DJI Spark are o autonomie de 16 minute și poate fi încărcată de la USB. Prețul de achiziție este de $500. Un grup de cercetători de la Universitatea Berkeley din California a realizat o aplicație de vopsit pozele alb-negru care folosește inteligența artificială. TuneIn Radio este o aplicație care îți permite să asculți posturi de radio online, acestea fiind clasificate pe categorii, după genul de muzică dorit sau după profilul postului. Traffic Monitor poate contoriza traficul consumat de smartphone-ul tău, monitorizând fiecare aplicație care face trafic și generează statistici. Cu toții știm că filmele și fotografiile foarte vechi au fost realizate aproape exclusiv în format alb-negru. În ultimul deceniu am văzut deja câteva documentare care au fost colorate ulterior cu rezultate impresionante, dar au implicat utilizarea unor bugete generoase și abilitatea tehnică a unor studiouri specializate în astfel de activități.
Foarte curând însă, aceleași efecte remarcabile vor putea fi obținute și în confortul căminului. În loc de Photoshop și multă muncă depusă la colorarea unor fotografii alb-negru, un proces elaborat și de lungă durată, vom apela la o aplicație relativ simplă ce folosește inteligența artificială. Aceasta a fost realizată de un grup de cercetători de la Universitatea Berkeley din California, condusă de Richard Zhang. Echipa responsabilă de acest proiect cu aplicabilitate la scară largă a muncit pe parcursul mai multor ani, iar prima demonstrație a aplicației a fost făcută în 2016. Totuși, la acel moment, algoritmul de inteligență artificială nu era nici pe departe la fel de capabil ca acum. Varianta modernizată a aplicației de colorare este mult mai eficientă și include o serie de elemente pentru personalizarea rezultatului final, în cazul în care culorile implicite nu vă încântă. Momentan nu știm dacă va exista vreodată o versiune comercială a noi aplicații, dar curioșii o pot experimenta cu condiția să se priceapă un pic la programare. Toate fișierele necesare și pașii ce trebuie urmați pentru instalare și configurare sunt disponibile pe GitHub. TuneIn Radio este, așa cum spune și numele, o aplicație care îți permite să asculți posturile de radio online. Poți alege stația dorită fie printr-o căutare, fie selectând una dintre categorii. Spre exemplu, după genul de muzică dorit sau după profilul postului, știri, muzică, cultură. Căutarea o poți face fie după numele radioului, dacă ești în căutarea unui post anume, fie după gen, artist sau melodie. Meniul Now Playing, cel care este activat când asculți un anumit post de radio, este minimalist. Acesta afișează numele și locul postului, artistul și numele melodiei, durata melodiei, calitatea și formatul acesteia. Că veni vorba de opțiuni, trebuie spus că ne-am bucurat văzând că avem posibilitatea să alegem calitatea streamului. Asta, bineînțeles, dacă postul de radio respectiv oferă streamuri multiple la bitrate-uri diferite. Astfel, poți să alegi o calitate mai bună sau mai slabă a streamului în funcție de propriile pretenții și viteza conexiunii la internet. Poți salva la favorite un post de radio care îți place. O altă funcție pe care am apreciat-o a fost selectarea posturilor de radio după localizarea geografică. Traficul de date este una dintre cele mai mari probleme ale utilizatorilor de smartphone-uri. Trebuie să fii atent să nu depășești traficul inclus dacă vrei să nu ajungi să plătești o factură extrem de grasă. Pentru asta există aplicații de monitorizare a traficului consumat de telefon. Una dintre cele mai bune astfel de aplicații este Traffic Monitor. Aceasta poate monitoriza upload-ul și download-ul făcut de conexiunile wireless și 4G. Din fericire, Traffic Monitor permite configurarea perioadei contorizate. Asta înseamnă că poți alege perioada de facturare pentru a fi contorizată. Traffic Monitor monitorizează fiecare aplicație care face trafic și generează statistici. Pe baza acestor statistici poți vedea ce aplicații îți fac cel mai mare trafic și te poți decide dacă merită să le folosești în continuare sau să le dezinstalezi. De asemenea, aplicația măsoară și calitatea semnalului, astfel că poți vedea în ce zone va fi mai lentă conexiunea la internet. O altă funcție interesantă este așa numitul speedometru, care testează viteza conexiunii atât pe download cât și pe upload. Există și un task manager care îți permite să oprești aplicațiile care fac prea mult trafic la un moment dat. În fine, o ultimă facilitate importantă este widgetul care poate fi pus pe ecranul telefonului. Acesta îți poate arăta în timp real traficul realizat de conexiunile la internet activ. Cam atât pentru ediția de astăzi. Vă mulțumesc că ne priviți și vă invit să ne urmăriți din nou sâmbătă viitoare la aceeași oră 10:35. Sunt Eugen Frimu și aștept sugestiile și propunerile voastre la adresa de e-mail onlinerondpublica.md. Mai dați câte un like și pe pagina noastră de Facebook, Publica Online, dacă nu ați făcut-o până acum, desigur. Pe curând și rămâneți online!